Bun găsit, dragi suporteri științei, iată-ne din nou live de pe stadionul extensiv la un nou meci de Liga 3-a, de această dată Universitatea Craiova 2 va întâlni CSM Alexandria în etapa cu numărul 3, vă spunem noi, din Liga 3-a, seria a 6-a. Vă invit pe parcursul meciului să rămâneți alături de noi pe pagina de YouTube a Universității Craiova, pentru a viziona puștii științei la lucru, pentru a-i vedea cum se descurcă în teren în fața formației CSM Alexandria. Universitatea Craiova va ataca din partea stângă. Ultimele verificări înainte de fluierul de început al meciului. Vreme bună la Craiova, deși m-am uitat pe prognoză, se anunțau câțiva picuri de ploaie, însă iată că avem o vreme perfectă de fotbal. Și sperăm noi să vedem goluri din partea științei în poarta celor de la CSM Alexandria. Universitatea va avea și lovitura de start a duelului din etapa cu numărul 3. Să începem și prezentarea celor două formații. CSM Alexandria, echipa oaspede din această după-amiază de pe stadionul extensiv. Începe cu următorii jucători. Numărul 12, Iosif Cristică. Numărul 18, Sabin Iacafi. Numărul 3, Robert Lupoica. Numărul 5, Vladimir Georgescu. Numărul 11 și capitanul formației din Alexandria, Cosmin Neagu. Numărul 7, Alexandru Nicola. Numărul 19, Cosmin Ciocoteală. Numărul 6, Mihnea Vlad. Numărul 22, Robert Jerdea, numărul 13, Laurențiu Ana și numărul 21, Ionuț Voicu, a fost o degajare a portarului nostru. Rezerve la echipa oaspete, numărul 1, Dohodariu pentru postul de portar. Arbitrul întâlnirii a atras aici atenția lui Corneliu Papura, antrenorului nostru. Continuăm prezentarea rezervelor celor de la CSM Alexandria. Vă spuneam, Dohotariu pentru postul de portar, Chiriceanu numărul 20, Preoteasa numărul 10, Sultana numărul 17, Dobrică numărul 14, Stancu numărul 8, Neaga numărul 24, Defta numărul 4 și Teodorescu numărul 9. Aceștia sunt jucătorii celor de la CSM Alexandria. Antrenorul echipei din Teleorman, Ștefan Odoroabă, ajutat de către asistentul, antrenorul secund, Sorin Albeanu. Se ridică și fanionul de la margine. Haideți să prezentăm și echipa noastră, Universitatea Craiova 2, Laurențiu Popescu în poartă, numărul 21, jucător de Câmnițuică, numărul 16, Dina, numărul 88, Nețoiu, numărul 2, Olteanu, numărul 5, Sala, numărul 24, Danciu, numărul 7, Domnul, numărul 41, Bană, numărul 11, Milniciuc, numărul 19 și Ciolacu, numărul 39, rezerve pentru Universitatea Craiova 2, Alexandru Bunea, numărul 12 pentru postul de portar, jucător de Câmp Matei Costin, numărul 14, Robert Bușu, numărul 4, Mihai Cristescu, numărul 18, Alexandru Mitru, numărul 17, Alberto Călin, numărul 20, Mirel Neață, numărul 27,
Și Ianis Puenaru, numărul 26, antrenor principal al Universității Craiova 2, domnul Corneliu Papur, ajutat de către Dragoș Bun, antrenor secund. Iată, pierdem destul de ușor aici balonul și ocazie importantă pentru CSM Alexandria și apără Laurențiu Popescu. Ce fază au avut cei de la Alexandria, însă Laurențiu Popescu a avut o intervenție salvatoare și scorul rămâne deocamdată 0-0 între Universitatea 2 și CSM Alexandria. Arbitrul în întâlnirii din această după-amiază, Cătălin Busi din Râmnicu Vâlcea, ajutat de către Gica Albulescu, Sandocan Ionel din Turburea și Ramona Udrea din Târgu Jiu. Delegat de joc este domnul Marin Niță din Turnul Măgurele și observator de arbitrii domnul Ion Ionescu din Pitești. Iată, încercăm o fază de atac aici și va fi lovitură de colț pentru Universitatea Craiova 2. Știința 2 vine după înfrângerea de pe terenul formației Cozia Limănești. 1-0, însă am fost la fața locului și știu ce spun, un teren foarte greu. E aproape imposibil pentru acești puși să își dezvolte jocul de pase pe un teren așa cum a fost cel de la Călimănești. A fost pur și simplu o piscină, dacă îmi permiteți, având în vedere bălțile de erau pe teren. Vă invităm să distribuiți această transmisie pentru a ajunge la cât mai mulți suporteri ai științei. Iată din nou Universitatea Craiova periculoasă, Ștefan Bană pasează la Marian Danciu, mai departe la David Sala. Danciu și Sala au fost în lotul Universității Craiova la ultimul meci disputat în Superliga, vorbim despre partida cu Farul Constanța. Danciu și Sala au fost rezerve neutilizate la acel joc, însă este foarte important că cei doi sunt în vizorul primei echipe și oricând pot face pasul să joace în campionat pentru că se află acolo în lot, dar deocamdată nu au jucat în acest sezon. Ei amândoi au fost deja debutați în sezonul precedent. Dacă ne referim la ceea ce s-a întâmplat în primele două etape ale Ligii a treia, seria a șasea, cu echipa secundă a Universității Craiova, remarcăm victoria din prima etapă de aici, de pe stadionul extensiv din Parcul Nicolae Romanescu, un 6-0 administrat de Universitatea Formației Minerul Costești. Vă spunem și despre înfrângerea din etapa trecută, iar acum rezultatele celor de la Alexandria. Ceea ce știu, ceea ce am discutat și eu cu diversi oameni de fotbal, CSM Alexandria și-ar dori să se bată acolo sus în acest campionat, să încerce să forțeze o promovare în Liga Secundă. Anul trecut au evoluat în play-off, anul acesta au gânduri mai mari. Aici un fault. Alexandria a remizat în prima etapă cu Sporting Roșiori, a fost un 0-0, însă etapa trecută a fost o victorie importantă pentru Alexandria. A fost un 3-0 în fața formației Viitorul Deiștiul, care s-a bătut anul trecut până în ultimele etape la promovare. Și ceea ce cunosc eu, și în acest an vor ataca promovarea în Liga Secundă.
Mi-am dat acum seama și de ce a fost atenționat Corneliu Papură înainte de startul jocului. I s-a spus să și ia un maieu fosforescent pe el pentru a nu încurca desfășurarea jocului, având în vedere că are un tricou alb, iar noi evoluăm în alb și albastru, culorile tradiționale ale științei Craiova. Poate ați remarcat deja absența câtorva jucători din primul 11 al științei, vorbim poate despre Popa. Dragoș Popa, un produs al Centrului de Copii și Juniori al Universității Craiova, a fost împrumutat de către clubul nostru, formației Viitorul Dăești, în acest sezon. De asemenea, Barbu este David Barbu, un jucător care s-a făcut remarcat în finala Ligii Elitelor de anul trecut, finalele Ligii Elitelor de anul trecut, atât la Under 16 cât și Under 17, este ușor accidentat. Pierdem ușor aici mingea, Edidina trebuia să fie mai atent, a fost și o alunecare și va fi un prim avertisment al partidei. Eduardina avertizat. Așadar, primul cartonaș galben este acordat lui Eduardina, jucătorul al Universității Craiova 2. Fotbalist ce îmbracă tricol cu numărul 88. Destul de repede luat și acest cartonaș galben în minutul 10. O centrare destul de periculoasă, însă balonul se scurge în afara terenului. Meci interesant se anunța înainte de fluierul de start și deocamdată ne pretează așteptările pentru că vedem un pressing agresiv al Universității, dar și al celor de la Alexandria. Alexandria care știu că își construiește și un stadion modern acolo în oraș. Investiții în județul Telorman, ce înseamnă sportul, au fost investiții și la Turnu Măgurele. Turnu Măgurele care de altfel este prezentă în această serie a Universității Craiova, citatea Turnu Măgurele, o formație care vrea să calce pe urme turistului, răposatei deja turist Turnu Măgurele, o echipă care a evoluat în eșalonul secund și a ratat în ultimele etape promovare în prima ligă. Îmi amintesc de un meci cu Rapid disputat, cred că în regie, atunci când Turi s-a ratat promovarea. Au fost momente incredibile. Să vă prezint și meciurile care se dispută în această etapă a treia a ligii a treia, serie a șasea. La această oră se dispută partidele dintre Viitorul Dăești și Sporting Roșiori, bineînțeles Universitatea Craiova 2, CSM Alexandria, dar și Vedița Colonești, Minerul Costești. Mâine vor avea loc Petrolul Potcoava, Cozia Călimenești și Cetatea Târnu Măgurele, Flacăra Horezu. Pe pagina de Facebook a Universității Craiova puteți urmări conferința de presă a lui Mirel Rădoi și Bogdan Mitrea înainte de duelul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova ce va avea loc duminică pe stadionul din Gruia. Nu știu cât de multe prezentări ar avea nevoie un asemenea duel. Partida va începe la ora 21 și 30 de minute. De asemenea, această conferință de presă poate fi urmărită și pe pagina de YouTube a Universității Craiova, pentru că toți suntem pe YouTube
în acest moment și urmărim duelul de pe stadionul extensiv dintre Știința 2 și CSM Alexandria. Vă invit pentru că poate mulți nu sunt familiarizați cu live-urile pe YouTube. Aveți un chat live pe această transmisie, așa că putem comunica, ne puteți scrie sugestiile, întrebări dacă aveți. Pentru mine, despre Universitatea Craiova și vă voi răspunde. Iată o greșeală aici a lui Eduardina și o ocazie importantă pentru CSM Alexandria. Din nou, Laurențiu Popescu salvează satelitul Științei. O a doua intervenție a lui Popescu. Va fi o fază fixă pentru Universitatea Craiova. Destul de multe comentarii acolo. Neagu îi spunea ceva arbitrului. Vă spuneam despre Popa împrumutat la Dăiești. E cumva un al doilea atacant împrumutat de către echipa secundă a Universității Craiova. Nu putem să nu remarcăm și împrumutul lui Atanas Trică Balaci la Steaua București în Liga Secundă. Interesul pentru jucătorii tineri Universității Craiova arată și faptul că aceștia au valoare, cresc într-un mediu profesionist, într-un mediu în care sunt antrenați de către oameni care cunosc tainele fotbalului așa cum trebuie. Și iată că din ce în ce mai mulți juniori ai Științei sunt împrumutați la diverse echipe, Liga 2, Liga 3, pentru a face experiență, pentru a avea experiență și de ce nu îi putem vedea în curând, în viitor, la prima formație a Universității Craiova. De altfel, de aici, de la echipa secundă a Științei, pot pleca jucători către prima echipă. Este o antecameră, dacă vreți, o cameră de așteptare pentru echipa mare a Științei. Dacă vor avea evoluții bune și vor impresiona la acest nivel, ei pot fi văzut și în lotul lui Mirel Rădoi. Vă spuneam despre Danciu și Sala, Laurenț Popescu, care a coborât de la prima echipă. Olteanu a debutat și el acum vreo două sezoane la echipa mare a Universității Craiova. Călin și el debutant pentru echipa mare a Universității Craiova, aflat în acest moment pe banca de rezerve. O degajare care până la urmă depășește, mingea depășește linia de margine a terenului. Din nou foarte periculoși cei de la Alexandria, a fost un șut al lui Cosmin Neagu prins de Laurențiu Popescu. Va avea ceva treabă Laurențiu Popescu în acest meci, în ceea ce văd. Sperăm să țină poarta intactă și să vedem goluri doar în poarta lui Cristică de la CSM Alexandria. Nițuică, îi pasează lui Mari Danciu. Presat de un adversar, acesta iese cu mingea în afara terenului. Supărat că nu este ajutat de către coechipieri. Iese Popescu și mi se pare că a fost ușor lovit, însă iată mingea continuă.
faza continuă. Olteanu. Olteanu, Olteanu, trebuie să fii atent. Popescu degajează către Melniciuc și a fost offside la Melniciuc. Melniciuc, un jucător tânăr. La fel este un nume nou, Melniciuc, Alexandru Melniciuc, născut în 2005, a adus, din ce am înțeles, de la Clinceni, un junior adus de la echipa din Clinceni. Corneliu Papură strigă la elevii săi pentru a face pressing, o minge trimisă către Laurențiu Ana, însă balonul nu își atinge scopul. Din nou pressing al celor de la Alexandria, foarte, aici fault, foarte agresiv. Faultat Mocanu. Nețoiu, îmi cer scuze. Sala. Și să vedem dacă va recupera Olteanu. Nu recuperează, sare mingea din teren. Pe prima vedere, gazonul pare destul de regulă. Aici se acordă până la urmă lovitură liberă. Cam târziu a fluierat Busi. Corneliu Papură strigă la elevii săi să lase protestele. Dina către Danciu. Danciu, foarte frumos dribblingul, o pasă în partea stângă, foarte bine a văzut acolo Danciu. O centrare și a fost o centrare a lui Ciolacu, respinsă în corner de către fundașii celor de la Alexandria, jucători îmbrăcați în negru. De minute scurse din această partidă. În continuare, Universitatea Craiova 2, CSM Alexandria 0-0. Sperăm să se facă 1-0 la această fază, însă respingă apărătorii echipei în negru. Performanțele reușite de către grupele de copii și juniori ale Universității Craiova din sezonul precedent, vorbim aici despre câștigarea Ligii Elitelor la Under 17, Under 16 și locul 3 la Under 15, vor aduce de mai multe ori în acest sezon jucători la echipa secundă, pentru că cu siguranță Corneliu Papură și Dragoș Bun au remarcat fotbaliștii de la Centrul de Copii și Juniori. Neagu. Neagu, o pasă în adâncime, însă Olteanu este rapid. Popescu nu trebuie să greșească și nu greșește. Uite o pasă către domnul Sala. David Sala. Îi se strigă că este singur și într-adevăr nu este atacat de către un adversar. Mai departe la Alexandru Olteanu. Nețoiu. Popescu trebuie să fie atent. David Sala. Către Nețoiu,
Nețoiu a ieșit din defensivă cu mingea la picior, însă a fost faultat. Foarte supărat tehnicianul celor de la CSM Alexandria după această lovitură încasată de către Nețoiu de la unul dintre elevii săi. Dina, o minge trimisă slab acolo. E Dina care nu este deocamdată în joc. A fost aici o degajare a golkeeperului celor de la Alexandria destul de dubioasă. Cred că a luptat un pic. Bană. Ștefan Bană. Lovit, da, se acordă lovitură liberă. A fost o fază chiar în fața oficialului întâlnirii. Nicola este avertizat de către arbitru să nu mai comenteze. Nu, n-a fost Nicola, este Vlad acolo. Îmi place acest joc de pase impus de către Cornelius Papură și Dragoș Bun la echipa secundă a Universității Craiova. Bineînțeles, există și calitate în ceea ce îi privește pe jucătorii tineri ai echipei secunde a Universității Craiova. O minge trimisă în partea stângă. Nițuică trebuie să fie atent. Nițuică. O alunecare și nu se acordă lovitură liberă. Va fi corner pentru CSM Alexandria. A fost o minge trimisă de către apărătorii noștri în afara terenului. Cosmin Neagu va fi cel care va executa. Capitanul echipei din Alexandria. În curând pe paginile socializare ale Universității Craiova veți putea urmări și un interviu cu Bogdan Vrăjitoarea, antrenorul grupei Under 16 de la Universitatea Craiova. De asemenea, dacă vreți să mai știți cum stă treaba pe la stadionul Ion Oblemenco și dacă există șanse ca meciul cu FCSB să se dispute în Bănie, vă invităm să urmăriți pe pagina de Facebook a Universității un videoclip cu schimbarea gazonului. Veți vedea acolo stadiul lucrărilor. Dacă mă întrebați pe mine, există șanse bune ca acest meci să se dispute în Bănie, însă vom vedea. Lovitură liberă și un cartonaș galben acordat unui jucător de la Alexandria. Întâmplător sau nu, este chiar fotbalistul cu care discutase arbitrul mai devreme, Mihnea Vlad. Dina către Nețoiu. S-a încurcat acolo în minge Edor Domnul. Dina degajează, trimite mingea în parcul Nicolae Romanescu. Să nu fie ajuns în gura leilor acolo mingea.
Dar lei sunt aici pe teren. Presează doar domnul. Foarte bine aici Dina. Danciu pasează în stânga. Are viziunea jocului Marian Danciu. Ciolacu. Marian Danciu în dreapta. Un șut al lui Bană, însă nu a trimis cu forță, iar goalkeeperul celor de la Alexandria prinde fără probleme. Îl salutăm și pe Atanas Strică Balaci, spuneam despre acest jucător împrumutat la CSEA Steaua București în Liga Secundă. Iată că îi urmărește pe foștii săi colegi, de fapt nu chiar foștii săi colegi, pentru că este împrumutat la treabă, interesat de ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi a Universității Craiova, chiar și la centru de copii și junior, la echipa secundă, bineînțeles și formația principală a științei. Nițuica trebuie să fie atent aici în duelul cu Cosmin Neagu. Pasează Neagu către un coechipier. Acesta greșește și putem pleca pe un contraatac. Ștefan Bană. Ștefan Bană controlează balonul. Pasează la Eduard Domnu. Eduard Domnu în stânga. Ciolacu. Ciolacu pierde mingea foarte ușor, însă recuperează David Sala, capitanul satelitului, și este faultat. Nițuică. Pierdem ușor aici mingea. Alexandria în atac. Alexandria nu face mare lucru în această fază. A fost acolo Robert Jerdea. Cred că și-a prelungit mingea ușor cam mult la această fază. Domnul către Danciu. Pasează în stânga la Ciolacu. S-a încurcat acolo în minge, Ciolacu, către Edi Domnu. Din nou Danciu, pierde ușor balonul și Danciu. Dina nu trebuie să lase mingea să cadă acolo, o face, însă... Iată că balonul până la urmă ajunge în posesia oaspeților, Neagu. Vlad. Voicu și un șut deviat. Va fi lovitură de colț pentru echipa oaspete CSM Alexandria. O centrare în care Universității Craiova pe bara a doua și deocamdată îi ținem pe cei de la Alexandria în afara careului, nu pentru mult timp. Nițuică și un șut prins fără probleme de către Laurențiu Popescu, goalkeeper cu experiență, cu multe meciuri la Liga 1, mă rog, Superliga României, dar și cu jocuri în eșalonul secund. A evoluat în sezonul precedent în cel al doilea eșalon la FC Brașov. Neagu. Ana, Laurențiu Ana. Laurențiu Ana. Alunecare foarte bună a lui Olteanu aici. Și până la urmă va fi mingea științei pentru că a fost un hands.
Eduardina către David Sala. Sala greșește foarte ușor. Parcă prea multe greșeli neforțate în ceea ce privește pe juveți. Puțin mai multă concentrare și putem vedea golul din partea Universității Craiova. O preluare foarte bună a lui Danciu. Danciu s-a izolat acolo, Danciu, și să vedem dacă scoate totuși ceva. Scoate cornerul. Păcat de acea preluare foarte frumoasă a lui Marian Danciu. Să vedem ce aduce această lovitură de colț pentru Universitatea Craiova. O centrare în careu și iată ce ocazie are Universitatea Craiova. Melniciuc a fost acolo la finalizare, însă portarul echipei oaspete a fost la post. Mare ocazie pentru Știința, puteam avea o deschidere de scor. Din păcate, rămâne scorul 0-0 în confruntare între Universitatea Craiova 2 și CSM Alexandria din cadrul etapei numărul 3 a seriei a 6-a din Liga a 3-a. Eduardina. Către Nețoiu, însă Nețoiu din nou, greșeală neforțată, însă greșește și cei de la Alexandria neforțat. Danciu o pasă în stânga către Ciolacu, Ciolacu în careu, Ciolacu ce alege, Ciolacu trimite către Bană și din nou ocazie importantă pentru Universitatea Craiova. Bană trebuie să dea mai multă forță acestor șuturi. Sper că Bana a fost. Două ocazii importante pentru Știința. Momente de respiro pentru ambele echipe la această aruncare de la margine. Bană către Melniciuc. Dina degajează din nou tare în afara terenului. Vă reamintesc pe paginile de socializare ale Universității Craiova puteți urmări conferința de presă susținută de către tehnicianul nostru Mirel Rădoi și jucătorul Bogdan Mitrea. Înainte de confruntarea cu CFR 1907 Cluj, campioana României. Nițuică s-a repezit acolo spre un adversar, continuă forța de atacă celor de la Alexandria și ocazie din nou importantă pentru teleormăneni. Să vedem și cine a fost acolo la finalizare, Laurențiu Ana și
Rămâne căzut un jucător de la Alexandria. Georgescu, foarte supărat pe arbitru. Danciu și este repunere pentru Știința. Sala calcă pe minge, Sala, un șut trimis departe de poartă de către Robert Jerdea. De multe ori te gândim că acesta este nivelul Liga 3, însă vedem fotbaliștii în Superliga care au astfel de execuții, deși au toată poarta înainte și fiind perpendicular pe ea, trimit în la 6-7 metri de poartă. Sala pierde din nou mingea. Ocazie importantă pentru Alexandria, apără din nou Popică, Laurențiu Popescu. Putem spune că a fost cel mai bun jucător al Științii din această prima parte, Laurențiu Popescu. Universitatea Creva stă bine la capitolul portar dacă ne uităm la prima echipă, incluzindu-l aici pe Laurențiu Popescu. Avem așadar pe David Lazar, Arlauskis, Rusu și Laurențiu Popescu. Ce a fluierat aici arbitrul? Nu-mi dau seama. Faul, cred. Pas în dreapta, Vlad, mai departe la Voicu, Voicu, și iată avem șansa unui contraatac, albaștri au plecat pe contraatac, viteză a lui Marian Danciu, Marian Danciu, Marian Danciu a încercat un dribbling și nu reușește să treacă de Alexandru Nicola. Păcat, păcat de această fază. Se ridică și fanul de la margine aici. Se răspund și lui Marian Paraschiv în secțiunea chat live de la această transmisie. Milnic, da, este cel care a evoluat la Clinceni. Alexandria pleacă din nou pe un atac periculos, însă intervine David Sala acolo. Sala care are și balonul la picior în acest moment. Pierde mingea ușor. Nețoiu, ia pasa lui Danciu. Ciolacu se lasă pe minge, șutează, însă balonul lovește pe Eduard Domnu. Joc frumos în această după-amiază spre seară de pe stadionul extensiv. Ajută și gazonul, arată destul de ok.
Nițuică nu sare bine acolo la cap. Neagu a fost mai puternic. Bană. David Sala îi pasează lui Eduard Domnul, însă este un jucător căzut pe teren. Un jucător căzut pe teren, însă nu știu dacă a fost lovit și se cere chemarea echipajului medical. Intră ambulanța pe teren, sperăm să nu fie nimic grav. Intervenție promptă a echipajului medical aici. Sperăm să nu fie nimic grav. Cred că este vorba de Mihnea Vlad. Pare conștient și cred că se fac semne ca ambulanța să iasă de pe teren. Da, am tras o sperietură mare pentru că știm bine câte lucruri se pot întâmpla rele. Aici nu a fost cazul. Va reveni pe teren și Mihnea Vlad. Se dă acord în acest moment. Dar n-am înțeles exact ce a pățit acolo Mihnea Vlad. Și a revenit și foarte repede, ceea ce e foarte bine. Suntem spre finalul primei părți, rămâne scorul 0-0 între Universitatea Craiova 2 și CSM Alexandria. Sala. Corneliu Papură, un card de nervi. Sala, foarte frumos driblingul lui Sala, pasează către Marian Danciu. Un tackling foarte bun acolo unui jucător de la Alexandria și se acordă lovitură liberă. Și cred că este finalul primei părți. Universitatea Craiova 2, CSM Alexandria 0-0, revenind după aproximativ un sfert de oră. Este un cântec de suflet, unii cântec pentru Oltenia. Și la Cluj, și Basarabia, și Irlanda, și peste tot cântăm piesa asta, pentru că este piesa noastră. Oltenia, eterna de la noi. Raiu mai aici! Pe bucurie era la bună față,
soarele, lumine și pe anunț. Suntem oameni pe viață și pe moarte. Suntem oameni în America, suntem mulți. O roză, dar mai dulcea noastră dulcea. Să fim dintre români și mai fierbinți. Din dor și până lor și până dulcea. Și până lor și până lor. Ungheria eterna, Terra Nova. Un cântec care astăzi și-n privit. Ai Universitatea, ai Craiova, cu campioana unei mari iubiri. Ungheria eterna, Terra Nova. Un cântec care astăzi și-n privit. Ai Universitatea, ai Craiova, cu campioana unei mari iubiri. Dragii noștri din București, este un semn de extraordinară solidaritate că treceți peste eventualele rivalități sportive și suntem uniți. Cum altfel în acest an centenar? Oltenia, Ardealul, Basarabia, Dobrogea, toate sunt ale noastre. La tricolorul românesc se închină și pace și jurăm în luptă azi. Oltenia, provincia, la mină, a lui Iman nostru cel divers. Oltenia, pantură a lui Tudor și-a lui Arghezi și-a lui Corduș. Oltenia, celui mai mare scultor a poemii Costa din Brâncuș. Oltenia, eterna, Terra Nova, un cântec care astăzi și-n primit. Ai Universitatea, ai Craiova, tu campioana unei mai iubit. Oltenia, eterna, Terra Nova, un cântec care astăzi și-n primit. Ai Universitatea, ai Craiova, tu campioana unei mai iubit. Salut, frate, Nadea și Cumpana, Muntenie și Dobroge, Sevilla, și Doamna Dumnezeu și Cerunghea. Priviți această sacră frumusețe, Oltenia, pământ de oameni buni, și Bunele și Dobroge și Cumpene, că ușa poate inimilor tăciuni. Oltenia eterna, Terra Nova, un cântec care astăzi și-n primit. Ai Universitatea, ai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Haide, dragilor! Oltenia! Acum,
Hei, ascunde-te, acum! Acum? De ce nu? Acum e momentul nostru! Hai, acum! Oh, și acum? E acum ori niciodată. Toate privirile sunt ațintite asupra lui. Ești pe fază. Streaming live pentru competițiile majore. Peste 170 de pariuri pe meci și retragerea câștigurilor în 24 de ore. Acum e momentul meu. Betano.com. Jocul începe acum. Toate privirile sunt ațintite asupra lui. Ești pe fază. Streaming live pentru competițiile majore. Peste 170 de pariuri pe meci și retragerea câștigurilor în 24 de ore. Acum e momentul meu. Betano.com. Jocul începe acum. Este un cântec de suflet, unic, cântec pentru Oltenia. Și la Cluj, și Basarabia, și Irlanda, și peste tot cântăm piesa asta, pentru că este piesa noastră. Oltenia, eterna de la noi. Traiu aici! Pe bucurie era la bură față, în unele lumini și pe anunț. Suntem oameni pe viață și pe moarte, suntem oameni la mine, suntem mulți. Un rost ne-a dat măicuța noastră dulcea, să fim dintre români și mai fermiți. Din nou și până nor și până dulcea, și până nor și până mereu. Oltenia eterna, Terra Nova, cântec care astăzi și-n primit. Ai un
iar chezii și atunci o temea celui mai mare scultor. Apoi inima asta dintre duși o temea eterna pe la noua un cântec care astăzi și-n primi ai universitatea, ai Craiova tu campioana unei mai iubi o temea eterna pe la noua un cântec care astăzi și-n primi ai universitatea, ai Craiova Gabriela unei mai iubit. Salut, frate, cu domnul Dumnezeu. Salut, frate, Nadea și Cipana. Un premie și două ce se vină. Cipana numește ce-nchea. Nici această sacră frumusețe. Oltenia pământ de oameni buni. Și bună și două ce iubețe. Că ușa poate intre filonul tăciun. Oltenia eterna, Terra Nova, un gândire care astăzi și-n primit. Ai universitatea, ai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Haideți, dragilor! Oltenia Da, oameni buni, am revenit în direct de pe stadionul extensiv, Universitatea Craiova 2, CSM Alexandria 0-0. Mă uitam acum, cei de la Alexandria au făcut 4 schimbări la pauză, nemulțumiți probabil de jocul prestat în prima repriză. Au intrat pe teren numărul 9 Ionuț Teodorescu, numărul 8 Mihai Stancu, numărul 14 Răzvan Dobrică și numărul 10 Gabriel Preotasa.
Haideți să începem prezentarea celor două loturi pentru a nu cumva să greși, pentru că nu am văzut cine a ieșit de pe teren la cei de la Alexandria. Așadar, CSM Alexandria a început partida cu următorul 11, Iosif Cristică, numărul 12, în poartă, jucător de câmp Sabin Iacafi, numărul 18, Lupoica, numărul 3, Georgescu, numărul 5, Neagu, numărul 11, capitanul formației, Nicola, numărul 7, Ciocoteală, numărul 19, Vlad, numărul 6, Jerdea, numărul 22, Ana, numărul 13 și Voicu, numărul 21. Rezerve la fluierul de start au fost Dohotariu, numărul 1, Chiricelu, numărul 20, Prioteasa, numărul 10, Sultana, numărul 17, Dobrică, numărul 14, Stancu, numărul 8, Neaga, numărul 24, Defta, numărul 4 și Teodorescu, numărul 9. De partea cealaltă, Universitatea Craiova 2, Corneliu Papură și Dragoș Bune au început cu Laurențiu Popescu în poartă, jucător care evoluează cu numărul 21. Jucător de câmp Nițuică, numărul 16, Dina, numărul 88. De iată ce ocazie au cei de la Alexandria, salvează echipa Eduard Dina. Preoteasa a fost foarte aproape de deschiderea scorului după o greșeală noastră. Continuăm prezentarea echipei. Dina, numărul 88, Nețoi, numărul 2, Oltean, numărul 5, Sala, numărul 24, Danciu, numărul 7, Domnul, numărul 41, Bană, numărul 11, Melniciuc, numărul 19, Ciolacu, numărul 39, Rezerve, Bunea, numărul 12, Costin, numărul 14, Bușu, numărul 4, Cristescu, numărul 18, Mitru, numărul 17, Călin, numărul 20, Neață, numărul 27 și Poenaru, numărul 26. Antrenor, așa cum vă spuneam, Corneliu Papură, principal, și Dragoș Bon, secund. Arbitrii întâlnirii, Cătălin Busi din Râmnicu Vâlcea, ajutat de către asistenții Gica Albulescu, Sandocan Ionel din Turburea și Ramona Udrea din Târgu Jiu. Trebuie să fim atenți la aceste faze. Iată-l pe Teodorescu. Teodorescu rămâne în posesia balonului. Prioteasa are un coechipier în stânga, cred că Neagu. O centrare bună și prinde până la urmă Laurențiu Popescu. Proteasa. Voicu mai departe, la un cu echipier. Un nou atac a celor de la Alexandria. Oaspeții au început foarte bine jocul din partea a doua, pentru că în prima repriză mi s-a părut că Universitatea a avut mai multă posesie și a controlat jocul, însă nu putem să omitem ocaziile importante pe care le-au avut Teodor Mănenii. Laurențiu Popescu a fost salvatorul științei în prima parte. Din nou, arbitrul întâlnirii stă la ședințe cu jucătorii. Nițuică, spate, nu a fost nicio modificare în tabăra științei în prima parte. După prima parte. Faultat aici Nețoiu. Vă reamintesc conferința de presă a lui Mirel Rădoi și Bogdan Mitrea este disponibilă pe platformele socializare ale Universității Craiova. Puteți urmări ceea ce au declarat cei doi înainte de jocul cu CFR Cluj de duminică ora 21:30 de minute. O partidă deosebit de importantă pentru știința.
Repunerea din 6 metri pentru CSM Alexandria. Trebuie să fim atenți, sare Nețoiu foarte bine. Se urcă aici un jucător îmbrăcat în negru pe Marian Danciu și este lovitură liberă pentru Știința. Eduardina în spate la Laurențiu Popescu, nu a fost chiar cea mai bună pasă lui Edina. Popescu nu se grăbește. Trimite mingea la bană. Nu a fost fault aici. Niciodată nu se dă fault la această fază. Foarte ușor acordată această lovitură liberă. Și iată ce ocazie poate avea Alexandria. Într-o lovitură liberă care poate nu a existat. Mi s-a părut să fie un contact acolo de fault. Iată linia de offside pe care o au jucătorii noștri. Urmează o centrare bună, să respinge Nițuică. Eduard Domnul. Melniciuc se bate acolo. Nu a fost Ciolacu. Un balon trimis în partea dreaptă. Lovitură liberă pentru CSM Alexandria. Olteanu a intrat prea tare în adversarul său, în fotbalistul cu numărul 14, Răzvan Dobrică, a intrat la pauză. O centrare pe jos, Neagu luftează și scăpăm cu bine. Din nou o centrare în careu și un șut trimis în poartă. Este 1-0 pentru CSM Alexandria din acest moment. Cred că marcatorul golului a fost fotbalistul care îmbracă tricolul cu numărul 19, Cosmin Ciocoteală. Minutul 54, deschidere de scor, stadionul extensiv, Alexandria conduce cu 1-0. Nu-i nimic, trebuie în continuare să sperăm, nu e nimic pierdut la acest scor. Un avantaj minim pentru echipa oaspete. Vă spuneam despre Alexandria, o formație care are aspirații pentru primele locuri în acest sezon și ar dori chiar să promoveze în Liga a doua, așa că trebuie să ne dăm seama și de forța pe care o are adversarul nostru și de multe ori Universitatea Craiova, Puștii Științei au arătat că se pot bate de la egal și la egal. Vă reamintesc că etapa precedentă Alexandria s-a impus cu 3-0 în fața formației Viitorul Dăști.
Olteanu, domnul Dina în spate, la Laurențiu Popescu, încercăm să construim, însă continuă acest pressing agresiv al formației din Alexandria. Faulta Sala. Olteanu schimbă direcția jocului, Dina în spate la Popescu. Încearcă Știință să construiască încă de la fundașii centrali, însă nu se găsesc soluții pentru a pasa. Iată, Nețoiu la Dina, Știna mai departe la Danciu. Danciu pierde balonul ușor. Ocazie importantă pentru CSM Alexandria, însă este offside, o poziție în afară din poziția din afară din joc. Un balon către Ciolacu, mult prea sus pentru jucătorul Universității Craiova. Laurențiu Popescu pasează în dreapta. Nițuică. Vine Danciu să ajute. Sala. Danciu are spațiu. Danciu rămâne în posesia balonului. Sala. Eduard Domnu, Olteanu. Ciolacu. Și iată că mingea ajunge din nou la fundașii centrali. Într-adevăr, suntem în fundașii centrali la mijlocul terenului, dar păcat pentru că am ajuns în zona careului și ne-am întors la mijlocul terenului. Sala. Are un jucător în partea dreaptă. Nițuică. Nu se dă nimic aici la această fază. Recuperăm însă rapid. Nițuică. Combinăm zona careului. Eduard Domnu, un șut. Dacă ar fi prins pământul în fața portarului, poate am fi restabilit egalitatea. Însă în continuare rămâne scorul 0-1 între Universitatea Craiova 2 și CSM Alexandria. Un tangling bun acolo al lui Nețoiu. Eduard Domnu către Constantin Olteanu. Olteanu. Domnu. Faulta Sala. Destul de nervos și David Sala. Îi reproșează arbitrului că este cel al treilea fault al unui jucător de la CSM Alexandria. Sala atacă de către un adversar, pasează, însă nu prea putem să trecem de această barieră pusă de către echipa din Alexandria. Se repliază foarte bine. Aruncare de la margine pentru Universitatea. Dina pasează cu mingea la picior. Milniciuc, bană. Jocul este murtat în stânga.
Nețoiu către Dina. Dina trimite către doar domnul, însă este singur acolo. David Sala la David Ciolacu. Ciolacu pierde balonul. Danciu. Pierde din nou balonul. Însă parcă nici cei de la Alexandria nu m-au așa suflu. Deși i-au schimbat 4 fotbaliști la pauză. Din nou spațiu pentru Danciu, care avansează cu mingea la picior. Parcă ține prea mult de minge, de multe ori. Calități tehnice are, însă trebuie să mai dea drumul și la minge. Sala. Melniciuc nu a putut să combine acolo cu Marius Danciu. A intrat prin alunecare acolo Nețoiu. A trecut mingea de el, dar din fericire este tot în posesia noastră. Vă reamintesc rezultatele științei din acest sezon de Liga 3-a. 6-0 cu Minorul Costești și o înfrângere 1-0 cu formația Cozia Călimănești, însă vă reamintesc ce teren a fost acolo. Ciolacu. Edordina o pasă la Melniciuc și se cere lovitura de la 11 metri, însă este doar repunere din 6 metri. Vor fi două schimbări la Universitatea Craiova. Vor intra pe teren jucătorii cu numărul 20 și 27, Alberto Călin și Mirel Neață. Să vedem și cine vor ieși de pe teren. Iese Ciolacu. Și de asemenea părăsește terenul fotbalistul cu numărul 19, Ștefan Bană.
ținut de tricou cu Lodina și se acordă până la urmă lovitură liberă. Deviază foarte bine aici Marian Danciu către Neață. Neață intră în careu. Neață ar fi putut șuta la poartă de acolo. A ales să paseze. Însă până la urmă este un hands. Trage puțin de timp și goalkeeperul formației Alexandria. Minge ajunge la Laurențiu Popescu, care repune înapoi balonul în joc foarte repede. Foul destul de tare. Fază fixă pentru CSM Alexandria. Din nou este un prilej numai bun pentru a mai trage puțin de timp. Mai o centrare. S-a uitat acolo Nețoiu. Fază periculoasă. Iese din poartă Laurențiu Popescu. Rămâne mingea la cei de la Alexandria. Din nou Laurențiu Popescu salvează situația. Multe intervenții salvatoare pentru goalkeeperul Științei. Minge cu noroc care ajunge la oaspet și este offside. Începem construcția unui nou atac. Mirel Neață la marginea careului. Neață, un șut pe centru fără probleme pentru goalkeeperul celor de la CSM Alexandria. Vă reamintesc partidele care se desfășoară în această etapă cu numărul 3 din seria Universității Creava, seria 3. Viitorul Dăiești Sporting Roșiori. Vediți acolo Onești, Minerul Costești, Petrolul Potcoava, Cozia Călimănești și Cetatea Turnu Măgurele, Flacăra Horezu. Va fi o nouă schimbare la CSM Alexandria. Va intra pe teren fotbalistul cu numărul 4, Cătălin Defta. La fel, la Universitatea, tot un fotbalist care îmbracă tricou cu numărul 4, Raul Bușu. De la noi va părăsi... Nu, până la urmă nu se face schimbarea în acest moment.
Până la urmă nu intră jucătorul cu numărul 4 la Universitatea Craiova, ci fotbalistul cu numărul 14, Matei Costin. Bușu a fost trimis înapoi pe teren și a ieșit de pe teren Răzvan Nițuică, purtătorul tricoului cu numărul 16. Neață, lasă mingea să treacă. Neață, către Olteanu. David Sala. O minge trimis acolo a la Liga a 6-a de către Ionuț Teodorescu. I-a zburat și apărătoarea de pe tibie la această minge. Etapa viitoare, Universitatea Craiova 2 se va deplasa la Dăiești. Iată o nouă ocazie pentru știință, se va deplasa la Dăiești. Atenție, meciul va avea loc pe 14 septembrie, adică miercuri, la ora 17, în ce am înțeles a fost o dorință expresă a celor de la Dăiești. Iese de pe teren Ionuț Voicu și este înlocuit de către Cătălin Defta. Neață, într-o poziție bună, o centrare și iată ce ocazie are Universitatea Craiova. Ce șansă a ratat aici. Neață a trimis foarte bine, însă nu a ajuns balonul la Melniciuc. Și rămâne, din păcate, scorul 1-0 pentru echipa oaspete. Dar, Doamne, ce ocazie a avut satelitul. Încă un sfert de oră din această partidă.
trebuie să vină și golul în poarta celor de la... Alexandria. Lovitură liberă pentru Știință, într-o poziție periculoasă. Să vedem cine va executa pentru Știința. Execute doar domnul într-o poziție în care, într-un loc în care nu se afla absolut niciun jucător al Craiovei. S-a stins și jocul, parcă pentru că cei de la Alexandria nu mai forțează, nu mai fac același pressing agresiv, însă iată aici se acordă lovitură liberă. Din nou mi se pare că foarte ușor. Cătălin Busi dictează o lovitură liberă într-o zonă laterală. Și iată câți jucători duc cei de la Dăiști, de la Alexandria în careu. Sau în zona careului. Doar un fotbalist a mai rămas aproape de mijlocul terenului. O centrare bună pe bara a doua, însă până la urmă a fost offside. Aici ar trebui să se dea galben. Da, într-adevăr se dă galben. Ter tipuri de Liga 3. Un cartonaș galben arătat de către arbitrul întâlnirii pentru Vladimir Georgescu, jucător cu numărul 5. Popică îi pasează lui Olteanu. Nu înțeleg ce a ales să paseze în spate aici Olteanu. Era Danciu în fața lui. Dina în dreapta. Nețoiu, Olteanu, Sala. Sala greșește neforțat din nou. Trimite cu capul aici în spate. Costin, până la urmă, jocul se mută în dreapta. Alberto Călin, cred că a fost la balon. Cade, nu se acordă nimic și este contratat cu celor de la Alexandria. Însă este doar un jucător care încearcă să facă totul de unul singur. Nu-i reușește. Deloc surprinzător. Neață. Sala, mai departe la Eduard Domnu. Alberto Călin pierde, urcase și Matei Costin. Lovitură liberă pentru Universitatea Craiova, într-o zonă perpendiculară pe poartă. Danciu, la Neață, Nețoiu, Dina,
Dina, mai departe la Matei Costin, Alberto Călin. Alberto Călin are doi adversari în față, trece în viteză, mi se pare că a fost ținut de tricou, dar din păcate nu obține absolut nimic din această fază și este doar repunere din 6 metri pentru CSM Alexandria. Neața aici trebuie să fie primul la minge și este. Trimite în afara terenului. Urmează o centrare pentru că este o lovitură de colț. Danciu foarte bine. Dacă ar fi trimis mai tare aici, putea fi o ocazie iminentă de gol, având în vedere că Alberto Călin pleca pur și simplu singur cu portarul. Aici e offside de 3 metri. Se ridică Fanionul. Danciu, faultat. Nu are pe nimeni lângă. Până la urmă vine Eduard Domnul. Mari Danciu. Este deposedat. Frumoasă încercarea lui Danciu aici cu călcâiul. Olteanu către Sala, ușor intră și Știința în într-o mică criză de timp. Din momentul golului, Alexandria s-a retras, nu a mai încercat să atace poarta. Parcă ar fi păcat să nu reușim să măcar să egalăm. Constantin Olteanu, o centrare prinsă de către portarul Cristica. O degajare puternică. Neață către Marian Danciu. Și este corner pentru Știința. Neață nu poate ajuta, cred că pe Eduard Domnul, cel care va executa o centrare în careu. Minge trimisă tare, sare Eduardina, însă fără probleme, fără pentru goalkeeperul Alexandriei.
Degajează greșit și portarul oaspeților și din nou se mai întâmplă ceva. Dacă este ceea ce am crezut eu, este iarăși o fază de cascadorii râsului. Cred că ciocoteala a stat să-i lege și returile portarului său, colegului său. Și de aceea era jocul oprit. Danciu. Ulteanu. Mirel Neață. Are doi adversari, îi trimite în spate la Olteanu. Marian Danciu, faultat, ținut de tricou. Și se acordă cartonaș galben pentru jucătorul cu numărul 8. Mihai Stancu. Și poate fi o ocazie foarte importantă pentru Universitatea Craiova. Este o fază fixă, dintr-o poziție relativ bună, este o distanță destul de mare până la poartă. Însă pot fi găsite soluții. Eduard Domnul și Marian Danciu sunt în preajma mingii. Marian Danciu șutează mingea, prinde pământul, însă nu creează probleme pentru portar. Suntem pe finalul jocului, în curând, cred că într-un minut, va arăta și arbitrul Busi minutele de prelungire pentru acest joc. Haideți să vedem un gol din partea băieților noștri. Marian Danciu trimite către Mirel Neață. Neață într-o poziție bună, un șut respins de portar și până la urmă un apărător degajează în corner. Cred că 4 minute a arătat arbitrul. Haideți băieți, haideți, trebuie să pice golul în poarta lor. Marian Danciu, un șut în blocaj. Rămâne Danciu la balon. Puși în dificultate apărătorii celor de la Alexandria. Un minge în careu, Neață nu ajunge, dar cred că da, într-adevăr s-a ridicat și Fanionul de la margine, poziție în afara jocului. Cade un fotbalist acel de la Alexandria pe teren. Crampe. Popescu se răzgândește, nu mai este acolo. Teodorescu dat la o parte ușor de către Nețoiu. Sala
Pasează la Neață, ținut de tricou, rămâne în posesia mingei și până la urmă cumva cei de la Alexandria resping. Danciu ține mingea în teren. Danciu trece frumos pe primul adversar. Danciu în care o pasează și o minge care până la urmă este trimisă încet către poartă. Doamne Dumnezeule, ce ocazie am avut aici. Alberto Călin nu a făcut o preluare prea bună în prima fază, după aceea a fost greu să mai trimită către poartă. Rămân căzuți vreo 2 jucători de la Alexandria. Of. O minge trimisă în afara terenului, decajare direct în tribune. În timpile noastre, momente de atac, sperăm să până la urmă să egalăm. Olteanu la Nețoiu, minge către Neață, stă foarte bine un apărător al oaspeților. Danciu minge pentru noi. Nețoiu, Trematei Costin, urmează o centrare bună, un balon care ajunge la Olteanu, Marian Danciu ia inima în dinți și trage la poartă, a șutat bine Danciu, dar respinge portarul celor de la Alexandria. Universitatea Craiova cu aproape toată echipa în care o celor de la Alexandria. Centrare, resping cei de la Alexandria și aici s-a jucat meciul. Înfrângere pentru satelitul științei. Dacă mă întrebați pe mine, o frângere nemeritată. Așadar, etapa a treia se încheie cu o frângere pentru Universitatea Craiova 2 în fața celor de la CSM Alexandria 0-1. Unicul gol al meciului a fost înscris de către Cosmin Ciocoteală în minutul 54. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și ne revedem cu prima ocazie.